Bine v-am găsit. Astăzi voi face o prăjitură foarte gustoasă, care am denumit-o Regina Pădurii, pentru că este cu fructe de pădure. Are trei creme. Voi face pe rând cremele. Pentru prima dată voi face crema care o folosesc la cremșnit. Am patru albușuri bătute spumă, patru gălbenușuri cu 100 de grame de miere de păpădie. Am 1 litru de lapte, 800 de grame am pus la fiert și voi folosi laptele rece ca să dizolv amidonul. De obicei la creme folosesc amidon pentru că se lucrează mult mai ușor. Și crema este și mai fermă, are o ținută mai bună și textura ei este mai bună. Am să pun un zahăr vanilinat, aici am gălbenușul cu miere de păpădie. Puteți să o faceți și mai dulce, dacă vă place mai dulce, cam astea sunt cantitățile care le folosesc. Să amestec și amidonul cu gălbenușul. Aici am laptele care a fiert. Am să pun un cer din el în gălbenuș. Mai pun laptele care a rămas ca să fie 1 litru și tot gălbenușul în lapte, deci gălbenușul cu amidonul. Folosesc o lopățică pentru că pot săra bine pe fund și să nu se prindă crema de fund când o pun pe aragaz. Deci acum am să pun crema pe foc până se îngroașă. Am luat crema de pe foc și voi pune acum albușul. Albușul se pune în crema fierbinte. Am să pun foaia a doua peste crema de vanilie. Aceasta o voi face din 200 de grame de zmeură, 100 de mililitri de miere de păpădie. Puteți să folosiți și zahăr, dar eu folosesc mierea pentru că are și zahărul invertit și conține vitamine, antioxidanți. Un zahăr vanilinat. Patru linguri de amidon și 500 de mililitri de apă.
pun apă încât să pot să fac o pastă fluidă din amidon și apă. Așa, îl dau peste smeura. Și tot toată apa. O voi amesteca cu blenderul. Am lăsat crema a doua să se răcească puțin, crema de smeură, și am să o pun acum peste a doua foaie. O las să se răcească puțin, apoi pun a treia foaie și între timp pregătesc crema a treia. Aceasta este din un ou, frișcă și două linguri de smântână. Am să pun două linguri de smântână în bol. Deci, ingredientele pentru a crea cremă: 200 de mililitri de frișcă bătută, un alcuș cu o lingură de miere de păpădie pe care l-am bătut, un găldenuș cu miere de păpădie și două linguri de smântână. Dăm găldenușul peste. Următorul strat de cremă îl aplic acum după ce s-a răcit. Am să pun jumătate din această frișcă. Și peste ea după aceea am să pun afine. Vedeți ce bine se menține frișca și ce fermă este, făcut așa cu ou și smântână. Și este foarte tare după ce se bate, dacă se bate într-un vas înalt, îngust și cu diametru aproape de diametru blenderului, puțin mai mare, înalt. Și iese foarte tare pișca așa. Pun al doilea strat de frișcă pe ultima foaie.